și am căutat să fim interfața care traduce competențele din joc în competențe la locul de muncă. Ideea a apărut din faptul că vedem că există foarte mult interes din partea angajatorilor pentru generația Z, pentru tineri. Procesul de dezvoltare a acestui tool a fost unul destul de complex, așa. Și are în spate un research destul de amplu, are în spate focus grupuri cu gameri, are în spate interviuri, peste interviuri și ore de muncă. Încercăm să suprapunem trei hărți. Una dintre ele este cea a rezultatelor din joc. Cealaltă este harta comportamentelor și competențelor care sunt relevante la locul de muncă, iar o altă hartă este cea a comportamentelor pe care noi le observăm la gameri în timp ce ei se joacă și au rezultate bune în jocurile respective. Care pot fi foarte ușor translatabile în jobul pentru care recrutează angajatorii respectivi.